mi-am pus nădejdea în tine, mi-am pus nădejdea în tine. Vrăjmașii mei să nu se bucure de mine. În tine e nădejdea mea, în tine e speranța mea. Ferice de cei ce locuiesc în casa ta, că cei tot mai pot să te laude. Ferice de cei ce-și pun tăria în tine și în a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Doamne, Dumnezeul oștirilor, ascultă rugăciunea mea. Ia aminte Dumnezeului Iacob. Amin. Aici este toarna cerurilor, e taia ce nu ce în sus. Aici este legele legilor, aici Domnește Iisus. Aici să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Binecuvântăm numele Domnului. Amin. Este un cuvânt în cartea lui Ezechiel, ultimul capitol, ultimul verset. Un cuvânt care îmi place așa de mult. Și Domnul a spus prin prorocul, și din ziua aceea, numele cetății va fi Domnul este aici. Amin. Știu că a spus numele pe frontispiciul clădirii Maranata, Domnul vine.
Și e bine să trăiești cu nădejdea aceasta, căci Domnul vine. Amin. Biserica trăiește cu nădejdea aceasta. Dar să trăiești cu certitudinea aceasta ori de câte ori vii aici, în casa aceasta de închinare, că Domnul este aici. Aceasta îți împlinește toate dorințele tale. Aceasta îți umple viața de binecuvântare și de bucurie, de viață sfântă, de viață dumnezeiască. De aceea, gândul în următoarea rugăciune, vrem să o îndreptăm înspre Dumnezeu. Fratele Dianu spunea că suntem mulți din multe locuri cu multe probleme. Știu, ori de câte ori este o mulțime adunată, sunt multe probleme acolo. Dar cred că în ziua de astăzi, cinste o merită Dumnezeu. Amin. Și pentru început, în începutul acestei lucrări, în această casă de rugăciune, gândul spre Dumnezeu să-L îndreptăm. Un cuvânt din Psalmul 29 spune, în locașul tău, totul strigă slavă. Și acesta trebuie să fie gândul pentru adunarea lui Dumnezeu ori de câte ori este aici. Adunați în casa lui Dumnezeu, pentru că ce este casa lui Dumnezeu și adunarea este a lui Dumnezeu. Dumnezeu își enunță principiile în casa aceasta. Și în primul rând, Dumnezeu așteaptă să-i dăm slavă. Înainte de a-i spune ce ne doare și ce ne apasă, înălțăm mulțumiri către Dumnezeu. Pentru că ce este un cuvânt scris de Apostolul Pavel în Cartea Efesenilor, care spune că Dumnezeu ne-a făcut moștenitori ai împărăției sale. Prin Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu ne dă împărăția. Și are o pretenție de la noi și ne-a rânduit să slujim de laudă slavei sale. Binecuvântăm numele Lui. De aceea în rugăciunea aceasta să zicem, Doamne, pe Tine Te slăvim. Pe Tine Te înălțăm, Tu ești căpetenia noastră. Tu ești Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Și toate să fie sub stăpânirea Ta și sub cuvântul Tău. Ascultăm Psalmul 96 și apoi cum stăm ridicați pe picioare. Ne rugăm în sensul acesta, ca ori de câte ori oamenii vor veni în locul acesta, slava să o aibă Dumnezeu. Amin. Ori de câte ori oamenii se vor închina în locul acesta, întâietatea să o aibă Dumnezeu. Amin. Și dacă va fi așa, și nevoile oamenilor vor fi împlinite, căci Dumnezeu își va revărsa binecuvântarea peste adunarea Lui. Cântați Domnului o cântare nouă. Cântați Domnului toți locuitorii pământului. Cântați Domnului, binecuvântați numele Lui, vestiți din zi în zi mântuirea Lui. Povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui. Căci Domnul este mare și foarte vrednic de laudă. El este mai temut decât toți dumnezeii. Căci toți dumnezeii popoarelor sunt niște idoli, dar Domnul a făcut cerurile. Strălucirea și măreția sunt înaintea feței Lui. Slava și podoaba sunt în locașul Lui cel Sfânt. Familiile popoarelor, dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste. Dați Domnului slavă cuvenită numelui Lui. Aduceți daruri de mâncare și intrați în curțile Lui. Închinați-vă înaintea Domnului îmbrăcați cu podoabe sfinte. Tremurați înaintea Lui toți locuitorii pământului. Spuneți printre neamuri, Domnul împărățește. De aceea lumea este tare și nu se clatină. Domnul judecă popoarele cu dreptate. Să se bucure cerurile, să se veselească pământul, să mugească marea cu tot ce cuprinde ea, să tresalte câmpia cu tot ce e pe ea, toți copacii pădurii să strige de bucurie înaintea Domnului, căci El vine. Amin.